Trădezi și câștigi la Iași, un consilier din partea USR Plus a fost pus astăzi, e viceprimar, care compensă pentru faptul că a votat bugetul Iașiului spre deosebire de colegii săi, care colegii l-au și exclus din partid și susțin acum că din această cauză a fost oricum votat degeaba viceprimar, că oricum își va pierde postul. Lămurim toate aceste lucruri în câteva momente. Între timp, într-o altă zonă a țării avem cele mai mari prețuri la imobiliare din toată țara și nu vorbim de București, unde îți poți lua o casă fără canalizare cu 135.000 de euro, afli de asemenea tot de la noi. Și pentru început vorbim despre un pericol real, în special pentru copii. Pentru că cel mai cunoscut parizer, care se găsește peste tot, pentru cei mici, pentru că așa a fost prezentat el, este plin de metale grele, au aflat cei de la ANSVSA. Iată materialul pregătit de colegi și apoi discutăm cu un specialist pe această temă. Parizerul pentru copii, Martinel Mortadela, a fost retras de pe piață pentru că ar putea fi contaminat cu metale din cauza unei defecțiuni a mașinilor de producție, după cum a anunțat Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Un supermarket a și fost amendat cu 40.000 de lei pentru că nu a scos produsul de pe raft nici după controlele ANSVSA. Ca măsură de prevenție, acest produs a fost retras de pe piață ca urmare a unei defecțiuni la o linie de peliere și ambalare, existând posibilitatea pătrunderii pe suprafața produsului a unor particule de praf de metal. Producătorul a dispus retragerea peste 60.000 de bucăți din acest parizer, 40.000 sunt sub sechestru în depozitul producătorului, restul de aproximativ 20.000 de bucăți au fost retrase de pe rafturi din lanțurile de supermarket. Nu mai există pe piață nici un astfel de produs la comercializare. Compania care produce parizerul pentru copii, Martinel Mortadela, a anunțat și ea de ce a decis să retragă produsele respective din comerț. În cadrul controlelor noastre am constatat actualmente că la câteva produse Martinel s-a ajuns la deprecieri. Astfel, nu putem exclude faptul că, datorită unei defecțiuni la mașini, au ajuns pe câteva produse cantități foarte mici de praf de metal. Evident, am dispus imediat verificarea de către experți independenți care ne-au confirmat că nu există niciun pericol pentru sănătate, anunță compania The Family Butchers. Și specialiștii ANSVSA spun că din probele prin eșantionare nu au găsit particule de metal în parizerul pentru copii. Este un risc fizic consumul acestor produse cu particule de metal. Nu este vorba de metale grele în produs, este cu totul și cu totul altceva. Este de prezența fizică a unor particule de metal. A fost doar un presupus risc, neconfirmându-se acest lucru, dar ca măsură de prevenție s-a dispus retragerea de pe piață. Da, a fost o chestiune rezolvată, iată, să susțin cei reprezentanții firmei producătoare, dar și cei de la ANSVSA, că a fost practic o problemă de producție. Dar tocmai pentru că se vorbește de foarte multe ori despre contaminarea cu metale grele și există chiar și o legendă cum că orice tip de pește pe care îl putem cumpăra din România este contaminată cu metale grele, aș vrea să discutăm pe această temă, să lămurim lucrurile, dacă e un pericol real, cu doamna dr. Simona Carniciu, diabetolog, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Ce înseamnă această contaminare a produselor cu metale grele? Cât de periculoasă este? E un mit până la urmă că putem să găsim aceste metale grele foarte ușor în toate produse, în foarte multe produse alimentare? Să știți că nu neapărat este un mit. Metalele grele se pot găsi în diverse forme în jurul nostru, inclusiv în produse alimentare. Și dacă ați adus în discuție problema cu peștele, da, am avut personal câteva cazuri cu niveluri mai crescute de mercur în sânge datorită unui consum exagerat de pește. Sunt persoane care aleg un stil de viață fără carne și atunci suplinesc cantitatea foarte mare de carne cu o cantitate de pește, lucru care, bineînțeles, că poate să dăuneze dacă peștele nu este de o sursă foarte curată, în așa fel încât să nu fie contaminat cu metale grele. Dar metalele grele se regăsesc peste tot în natură, se găsesc în produse industriale, în componente electrice,
electronice, în vopseluri, în tot felul de lucruri și copiii, de exemplu, că despre ei era vorba mai devreme, se pot chiar contamina cu ele într-o simplă joacă. Mai important este că trebuie să ținem cont și să fim atenți atunci când există acest risc de contaminare și mai ales trebuie să fim atenți la simptomele pe care le au în special copiii, dar și adulții. Care ar putea fi acestea? Când contaminarea poate fi cronică sau acută. Chiar vreau să vă întreb care ar putea să fie semnele că ai o astfel de problemă. Păi, de exemplu, dacă sunt contaminări acute, ele de obicei sunt severe și apar foarte rapid și poate să fie simptome digestive, greață, vărsături cu dureri destul de intense, dureri de cap, stări de confuzie, deci poate să afecteze inclusiv neurologic, marea rol majoritatea afectează neurologic, poate să se ducă până la convulsii sau afectarea capacității de a vorbi. Dacă vorbim de intoxicații cronice, așa cum vă spuneam, din diverse produse sau chiar obiecte casnice care ne sunt la îndemână, ele sunt destul de ușor de recunoscut, dar pentru că majoritatea nu se gândesc la acest tip de contaminare sau la o stare de boală ca fiind o contaminare cu metale grele, cam scapă nediagnosticate. La fel poate să fie simptome destul de variate, cum ar fi cele neurologice, să se afecteze capacitatea de a gândi, să fie oamenii nervoși, să fie instabil emoțional, să aibă insomnie, să aibă simptome digestive, cum ar fi greața sau o balonare. Adică sunt atât de banale încât cei mai mulți nu se gândesc nici ca medici, nici ca pacienți la o contaminare cu metale grele. Dar ar trebui să luăm în considerare din ce în ce mai mult lucrul acesta, pentru că vedeți că sunt tot felul de detergenți, sunt tot felul de pesticide pe lângă metale grele care pot să ducă la aproape aceleași simptome și ele afectează organismul fără să ne dăm seama, mai ales că le folosim aproape zilnic, nu vorbesc doar de cele alimentare, cât și de cele de uz casnic, baterii, tot felul de jucării sau altele. Da. Și să nu uităm și plasticul, că da. Și el face parte din aceeași categorie. Da, să fim atenți la aceste simptome așadar. Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru această intervenție. Mergem mai departe, vorbim acum despre câștigul unui consilier din USR Plus din Iași. A trădat, dar a și câștigat. Este vorba despre acel consilier trădător din USR Plus care a votat bugetul municipiului Iași. Știți că a fost un mare scandal alături de cei de la PNL. Are așadar un nou post. Acum a fost tocmai ce a fost numit viceprimar. A fost votat viceprimar. Este vorba despre Cezar Baciu. Ședința Consiliului Local Iași a avut loc astăzi chiar, iar USR Plus a declanșat procedurile de excludere a lui Cezar Baciu din partid, existând chiar și o decizie în acest sens a conducerii partidului. Dacă Baciu va fi votat viceprimar, își va pierde automat funcția în situația în care instanța îi va da dreptate partidului inițial, adică le va da dreptate celor de la USR Plus. Și discutăm despre trădare, dar să știm și noi acum, alături de Petre Bădică, este jurnalist Newsweek România, este alături de noi în legătură directă prin Skype și de asemenea tot din Iași este în legătură directă cu noi prin Skype. Răzvan Timofciuc este unul dintre consilierii USR Plus și vom discuta și cu primarul Iașului din partea PNL să ne lămurească și dumnealui ce a fost aici, a fost trădare sau a fost pe merit, dacă putem să spunem așa. Le mulțumesc tuturor că sunt alături de mine. Și aș începe cu domnul Timofciuc întrebându-l care e situația colegului dumnealui, adică a votat, într-adevăr, a fost singur care a votat bugetul PNL-ului, dar pentru asta trebuie exclus că până la urmă orașul trebuia să aibă un buget? Mulțumesc în primul rând pentru invitație, bună ziua tuturor. Domnul Baciu s-a autoexclus din momentul în care a votat bugetul orașului fără să aibă un mandat politic în acest sens. Noi la proiectul de buget am avut mai multe amendamente și din păcate nu au fost aprobate mare parte dintre ele cu suma cea mai mare de. Și atunci forma de buget nu era una care să mulțumească. De aceea nu l-am putut susține.
Singurul care a făcut excepție din grupul nostru a fost domnul Baciu și pe care de consecință și-a pierdut mandatul. Acum s-a văzut că nu l-a mustrat conștiința la momentul votului. Da, îmi cer scuze, domnule Timofciuc, este o mică problemă tehnică pe care o vom remedia. Vom prelua sunetul prin altă modalitate pentru că se vede că nu se aude foarte bine. Dar ne spunea dumneavoastră că a fost singurul care a votat acest buget. Dar stăm și ne întrebăm acum, Petre Bădică, poate el era convins de bugetul respectiv, nu? Adică trebuie să votezi în corpore, dacă spune partidul, că poate era un buget bun din punctul dumneavoastră de vedere, nu? Cum stau lucrurile? Cum ar trebui să privim problema? Eu cred că ar trebui să privim problema nu de la Iași, ci trebuie să privim problema care se întâmplă acum la Iași ca un spectator, ca un votant de la București, de la Fălticeni, de la Cujir, de unde vreți dumneavoastră. Iar noi vedem acolo că două partide care au câștigat foarte clar alegerile într-o zonă, Moldova, care de obicei era câștigată de PSD, vă amintesc că la alegerile locale PNL a obținut 11 mandate de consilier, USR 9, iar PSD o contraperformanță, 5 mandate. Deci partidele care au câștigat, PNL și USR, reușesc să se faulteze și să transmită țării doar imaginea a două partide de dreapta care sunt prinse într-un scandal continuu și neîncetat, pe mize mari, dar esența acestor scandaluri este, iată, un parlamentar care trece de la un partid la alt partid, votând bugetul pentru o funcție destul de grasă, da? Adică un motiv, i-am spune, ridicol, de tragicomedie. Eu spun că în momentul de față PNL a câștigat un primar, a câștigat un oraș, dar pe termen mediu și lung va pierde la nivel național și eu cred că a și început să piardă, pentru că dacă la alegerile locale PNL a câștigat pe votul național, după doar câteva luni s-a produs marea surpriză și PSD a câștigat alegerile parlamentare cu 4-5%. E foarte posibil ca PSD, nefăcând absolut nimic, ci probabil doar râzând de acest ridicol al disputei dintre PNL și USR, să câștige în 2024, da? Că sunt alegeri, va câștiga fără nicio problemă și fără să facă mare lucru, stând așa cum vrea domnul Ponta să stea mâncând popcorn, da? Se vor uita pe sediștii la alegeri și vor câștiga fără probleme din cauza, în Iași. Din cauza acestor hârâieli dintre cele două partide care vedem că nu sunt la Iași, sunt peste tot. Și a motivului, pentru că aici ei nu se ceartă, nu știu, ca să, pe ideea unor proiecte, că unii vor să facă, zic și eu, evident, metrou, iar ceilalți vor să facă nu știu, o mare sală de concerte. Nu, ei se bat și cad în ridicol pentru că un domn de care nu știm mare lucru, în fine, ales de USR, aici e problema USR-ului, iată că trădează și trece pentru o funcție, pentru niște bani, înțeleg din presa locală că având funcția de viceprimar câștigi mai bine, și e și evident să fie așa, trece, iată, de la un partid la altul pentru a vota un buget, pentru a schimba configurația politică de la Iași. Și vreau să mai spun ceva. Uitați-vă puțin. Dacă domnul Boc la Cluj vine și vorbește și auzim în știrile zilei, știri naționale, despre metrou, în cazul domnului Bolojan, ok, nu mai e primar, e președintele Consiliului Județean, da? Auzim de proiecte, vorbește despre colectarea deșeurilor, vorbește despre probleme mari, da? De la Iași ce auzim? De păi auzim de niște certuri, dar doar scandalul desfârșit. Tocmai, pentru că e un scandal, s-ar părea totuși, tu vorbeai de ridicol și spuneai foarte bine că e vorba de ridicol, pentru că dacă e să ne luăm după ce spune domnul Timofciu, care a revenit alături de noi, și-ar putea pierde și funcția asta și pe cea de consilier. Adică nu e și mare brânză, dacă e să spunem așa pe românește. Nu, domnule Timofciu?
posibil să fie numit în altă poziție. Aha, da, iată, poate fi o soluție. Vă rog, domnule Timofciuc. Da, este o chestiune de timp până când își va pierde funcția de consilier. Domnule a atacat în instanță decizia de excludere, dar în maxim 6 luni instanța va da o decizie și evident avem toate argumentele că această decizie va fi în defavoarea lui și atunci își va pierde automat și poziția de viceprimar. Adică va fi 6 luni, dar va lua niște bani ca viceprimar, măcar tot e așa, e un lucru bun. Păi tocmai asta spuneam, că votul de la buget nu a venit în urma, știu eu, unei revelații a dumneavoastră. Se pare că a avut o înțelegere cu primarul Chirica pentru a vota bugetul în schimbul acestei funcții. Deci a căutat un folos patrimonial. Aveți motive să spuneți asta? Pentru că, iată, noi l-am sunat pe domnul Chirica, ne-a confirmat prezența prin telefon în această emisiune și acum a dispărut, nu-l mai prindem pe domnul Chirica. Dacă îl prindem până la și 20, vom vorbi cu dumnealui. Dar credeți că inițial s-a discutat așa? Au spus că, măi, dacă votezi bugetul, îți dau funcția de viceprimar. Aveți motive să credeți asta? Aveți probe? Băi, am realitate care confirmă ipoteza asta pe care am avansat-o. Adică domnul Baciu nu ne-a transmis în niciun moment că are de gând să voteze bugetul. Nu ne-a transmis, știu eu, dubile pe care le are în privința abordării noastre, în privința bugetului. A luat intempestiv această decizie, nu ne-a anunțat și evident că ne-a dat de gândit că nu a fost neapărat doar buna credință, iar astăzi s-a confirmat suspiciunile pe care le aveam. Dar au votat și cei de la PSD? Nu. A votat PNL, PMP și cu domnul Baciu. Am înțeles. Deci dumnealui a fost numită, cumva se confirmă dacă a fost adevărat această înțelegere, cumva s-ar confirma, deși iată, dumneavoastră spuneți că nu aveți probe evidente, da? Petre Bădică, parcă e din Caragiale, adică nu s-a schimbat nimic, e atât de penibil, noi ne gândim, domnule, la politicieni, că au grijă de interesele noastre, de țărișoară, ori au rămas la un nivel din ăsta așa, de dat la joale, mă iertați că limbajul e fix la același nivel și nu întâmplător folosit, Petre Bădică. O secundă, doar vreau ca să fac o remarcă important. La Iași e situație mai particulară. Noi nu ne putem asocia cu domnul Chirica, el fiind anchetat în 2 dosare penale, unul instrumentat de ICOT, unul de parchet. Am impus o condiție partenerilor de alianță de la nivel național să se delimiteze, să retragă sprijinul politic primarului Chirica și astfel se îndeplinește condiția esențială pentru a forma o alianță la Iași. Nu s-a întâmplat acest lucru și de asta nu avem la Iași încă oficializată o alianță cu Partidul Național Liberal. Am înțeles. Noi încă sunăm, ca să știți, noi încă sunăm la domnul Chirica, pe care l-aveam confirmat că va intra prin telefon. În fine, asta e. Petre Bădică, așa cum spuneam, e o politică așa, mai de dat la joale, că nu întâmplător folosesc acest tip de limbaj, că la nivelul ăsta e, din păcate. Vreau să vă spun și să-i spun și domnului consilier că la Iași nu este o situație particulară. Iași este un oraș important, foarte important din România și probabil că este singurul mare oraș din România care nu are o voce foarte clară pe problemele naționale. De exemplu, nu am auzit reprezentanți ai primăriei Iași să vină și să pună presiune, să vină la București, să stea pe trepții guvernului în privința autostrăzilor spre Moldova. Nu am auzit. Autostrada spre Moldova este o chestiune care privește și Iașu și toată Moldova. Iar Iașu ar fi trebuit să fie probabil punctul care să coaguleze întreaga Moldova pentru a putea pune, cum am spus, presiune pe guvern pentru a mișca lucrurile. Uitați ce se întâmplă în Ardeal. Primarii au format o coaliție și pun presiune pe București. De ce au format coaliția? Pentru că au timp și pentru că nu-și pierd vremea cu tâmpenii și cu dat la joale, cum spuneați dumneavoastră, între partide la nivelul unui oraș. Aici este problema. Da. Că dumneavoastră, pierzându-vă vremea în dispute locale, uitați că
Iașu se decuplează de la dezvoltarea României. Da, avem o problemă asemănătoare și aici în sectorul 1. Pare a fi într-adevăr o dispută continuă între primarul sectorului 1 și compania care ar trebui să ridice gunoaiele. Și până la urmă, dincolo de această dezbatere aprinsă pe rețele de socializare și din media, pe oameni nu interesează cine cu cine se ceartă, domnule Timofciuc, îi interesează ca orașul să meargă ceva mai bine. Da, tocmai asta ne dorim și noi, ca orașul să meargă bine. De asta 30% dintre ieșeni ne-au votat și ne-au mandatat să îi reprezentăm. Doar că nu putem face abstracție de situația juridică a primarului Chirica. Nu ne putem asocia cu un personaj inculpat în două dosare penale, unul instrumentat de DICOT pentru crimă organizată, vă dați seama. Dincolo de asta, totuși, bugetul e buget, iar domnul Chirica, da, cu toate belelele pe care le are, asta e, nu, bugetul nu e Chirica, nu? Păi tocmai, la proiectul de buget noi am avut mai multe amendamente, le-am susținut, cele mai importante dintre ele nu s-au regăsit în forma finală a bugetului și nu puteam vota un buget oricum, doar pentru că exista o presiune din partea dumnealui. Dacă ar fi fost un consens în privința amendamentelor noastre, cu siguranță le-am fi votat, dar oamenii au trimis în Consiliul Local pe baza unui program. Noi am transformat acel program în proiecte pe care le-am introdus în proiectul de buget, iar ele nu s-au regăsit în forma care ne-a fost pusă aprobări. Până la urmă e vorba de principii, nu de dat la geale, m-am mai liniștit puțin. Domnule Timofciuc, vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc și lui Petre Bădică pentru faptul că a fost alături de noi și pentru analiza lui. Revenim în câteva momente, vorbim despre un fenomen bizar într-o anumită parte a țării. Spunem exact despre ce este vorba, veți afla după publicitate. Crește prețul caselor într-un ritm uluitor, incredibil, ajunge să coste o casă de lângă un oraș mare, undeva în câmp, o casă care nu are nici dotările necesare ca să funcționeze foarte bine, la un preț ca în Occident. Despre ce zone este vorba și de ce cresc prețurile într-un astfel de ritm în câteva momente ale unii? Bizarie, amploare de câțiva ani în Cluj-Napoca și în special în orașele mari. De exemplu, o casă ridicată undeva lângă Cluj, la Huedin, a fost scoasă la vânzare cu 135.000 de euro, anunță portalul Știri de Cluj. Prețul ar putea rivaliza ușor cu cel al unei proprietăți în străinătate. Jurnaliștii notează că această casă din Huedin are un hectar de teren și 120 de metri pătrați, dar nu are canalizare, ci o fosă septică. De altfel, nu este pentru prima dată când se vorbește despre o creștere explozivă a prețurilor în tot județul, dar evident, în special în Cluj-Napoca. Acolo sunt prețurile foarte mari și în zonele de lângă Cluj-Napoca, mai mari chiar decât în București, mai mari și pentru apartamentele și casele pe care vrem să le cumpărăm, dar și pentru chirii. Și pentru a lămuri acest fenomen bizar, așa cum vă spuneam, am invitat-o alături de noi în legătură directă prin Skype, doamna Antoanela Comșa, este dezvoltator imobiliar, e în legătură telefonică directă, scuze, cu noi. Doamna Antoanela Comșa este dezvoltator imobiliar în zonă. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Avem vreo șansă să cumpărăm la un preț cât de cât decent ceva în zonă sau mai bine ne orientăm spre alte țări? La cum vedem că au izbucnit prețurile. Nu neapărat către alte țări, pentru că, într-adevăr, totuși, dacă stăm să ne uităm în vest, dacă ne dorim să trăim într-un oraș dezvoltat cu unde posibilitatea de a avea un job bun, respectiv un venit mai mare, nici acolo prețurile nu sunt. Da, e o mică problemă, cred, dacă ne auzim, doamnă. Vă aud foarte bine. Da, s-a întrerupt puțin ceva mai devreme. Care ar fi explicația? Deci, pur și simplu, faptul că e o dezvoltare economică susținută în ultima vreme, asta a dus și la creșterea prețurilor, pentru că era chiar motiv de bancuri la un moment dat pentru cei care vreau să meargă la festivalul Untold să găsească o chirie. Erau niște prețuri exorbitante. Acesta să fie motivul? Prețul întotdeauna este urmare raportului cerere-ofertă. Dacă cererea este foarte mare, automat prețul crește. De aceea, în perioada Untold, dacă ne uităm, chiriile sunt foarte mari pentru că toată lumea vrea să se ducă la Untold. Este un
un festival foarte cunoscut. La fel și Clujul. Proximitatea față de vest, facilitățile pe care le oferă, pentru că vedem că domnul primar Boc se preocupă de acest oraș și face zone verzi, realizează foarte multe lucruri pentru acest oraș, plus intenția dânsului de a avea 1 milion de locuitori. Clujul este un oraș, știm foarte bine, cu facultăți, cu universități. Clar, majoritatea studenților preferă să rămână în Cluj după ce fac facultate aici, deci cererea este continuă și în creștere. Și bănuiesc că și veniturile, pentru că dacă cineva își permite să-și cumpere o casă în câmp, pe lângă Cluj, așa, pe undeva, fără canalizare, se dă 135.000 de euro, bănuiesc, are și cu ce? Trebuie să ne gândim că, da, la raport mediu pe țară, România astăzi, ca să-și cumpere un apartament de două camere de 80.000 de euro, are nevoie de salariu pe 8 ani și jumătate. Da? Gândiți-vă că acesta este un calcul mediu pe țară. Clujul, Bucureștiu, Iașu sunt orașe unde totuși salariile sunt destul de mari față de media țării. Și atunci este foarte clar că și veniturile sunt mari și oamenii își pot permite să achiziționeze locuințe mai scumpe. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Antonela Comș a fost în legătură telefonică directă cu noi, dezvoltator imobiliar în Cluj. Clujul care este polul creșterii din punct de vedere imobiliar și numai a prețurilor, în primul rând, prețurile din imobiliare, atât pentru cumpărare, vânzare, cât și pentru chirii. Revenind după publicitate, vorbim despre analize. Analize care sunt în acest moment un coșmar. Dacă vrei să faci analize gratuite la care ai dreptul, trebuie să suni în disperare la acele clinici private la care pot fi făcute aceste analize, repet, gratuite, pentru că se termină foarte repede plafonul. Ei bine, s-a găsit o soluție, urmează să vedem și cât de valabilă este aia, s-a găsit o soluție din partea Ministrului Sănătății de a scăpa măcar de o parte din acest calvar. În câteva momente lămurim. Coșmarul românilor care se chinuie să facă analize gratuite ar putea fi în sfârșit gata, cel puțin pentru cei care au peste 40 de ani. De la 1 iulie, mii de cabinete de medici de familie vor fi dotate din fonduri PNRR cu aparatură pentru analize de bază. Astfel, acestea vor putea fi făcute în afara plafonului de la Casa de Asigurări de Sănătate, a anunțat Ministrul Sănătății. Și discutăm pe această temă cu doamna doctor Evelin Cristescu, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Aveți totuși, dumneavoastră, medicii de familie, toate cele necesare să faceți analize de bază? Adică, oricum, activitatea unui medic de familie este una destul de încărcată, are foarte mulți pacienți. Își poate permite să facă și asta? Să zicem că am identificat timpul necesar, să vedem doar că se finalizează procedura de dotare a cabinetelor, măcar în mediul rural. Și tot ar fi foarte bine dacă s-ar face treaba asta. Înțeleg că vor fi doar 3.000 de cabinete. Care a fost ideea? Urmează să vă înscrieți ca să primiți această aparatură de specialitate? Păi eu gândesc că au fost luate în calcul în principal cabinetele din mediul rural și din zonele defavorizate și de aceea de aici a reieșit cifra asta. Nu știu cum a calculat ministerul. Desigur, nu ne-a consultat pe noi înainte sau poate că a consultat niște organizații, dar nu fac eu parte din ele. Păi nu v-au întrebat pe toți dacă doriți să vă înscrieți în acest program? Au decis ei cine să beneficieze de... Deocamdată o întrebare către cabinetele de medici de familie, eu nu știu să se fi făcut în acest sens. Poate că cei de la minister au întrebat organizațiile locale ale medicilor de familie, poate că doamna ministru când a făcut vizite de lucru în țară a identificat zone și localități unde ar prinde bine și ar fi nevoie, habar n-am. Păi... cum s-a ajuns la cifra asta și habar n-am cum s-a gândit proiectul ăsta. Deci până la urmă nu e o veste atât de bună pentru că nu știm cine va beneficia de ele și nici nu știm unde vor fi. Vestea în sine este bună, dar ca multe altele are o serie întreagă de neclarități care ne fac să fim de un optimism rezervat.
Bun, oricum problema rămâne. Sunt foarte mulți români nemulțumiți care nu reușesc să-și facă aceste analize. Să zicem că suni azi, poate găsește undeva la jumătatea anului, în a doua jumătate a anului. Efectiv, nu mai există acel plafon, ar fi un subiect de discuție în sine. Văd că doamna ministru încă nu a găsit o soluție pentru asta. Plafonul există, dar vedeți dumneavoastră, noi funcționăm jumătate de an pe act adițional. Contractul cadru se semnează, așa e decizia de la nivel guvernamental, se semnează doar până la 31 decembrie. Începând cu 1 ianuarie anul următor, toate lucrurile se desfășoară pe bază de act adițional, așa se întâmplă și astăzi când noi vorbim. Și întotdeauna, atunci când funcționăm pe act adițional, banii sunt extrem de puțini pentru investigații paraclinice, fie pentru panale de analize de laborator, fie pentru investigații de înaltă performanță, unde problema este mai serioasă decât este acolo unde vorbim doar de analizele astea uzuale. Evident. Da, care va să zică, aceasta este pricina pentru care acum, cel puțin în ultimele luni din aprilie încoace, banii au fost ca și inexistenți, ce să spun, chiar și la nivelul orașelor mari, dar aminte în județele mai mici, cu case de sănătate mai sărăcute și așa mai departe. Sigur, a ajutat un picuț faptul că de vreo două luni încoace nu mai suntem legați așa cumva de glie și pacienții se pot duce dintr-un județ în altul, din Ilfov, în București, de exemplu, să-și facă analizele, ceea ce ajută un pic. Dar, da, problema finanțării asistenței medicale este o problemă cronică, nu a apărut acum, e mai veche, acum e adevărat, anul ăsta parcă atâta de rău n-a fost niciodată. Așa e. Dar, trebuie rezolvată în primul rând problema finanțării și după aia făcute alte discuții. Și până una alta înțeleg că și prin legea bugetului de stat, dar și prin și bugetul casei de asigurare de sănătate, așa cum am fost obișnuiți, sănătatea este subfinanțată. Da, din păcate, vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru această intervenție. Așadar, poveste bună, dar nu știm foarte clar cine și cum va beneficia de aceste analize, pentru care ne chinuim cu toții, deși avem dreptul la ele, ne chinuim să găsim un plafon necesar pentru a beneficia de dreptul pe care îl avem și pentru care îl plătim. Bun, revenim de la fix, să vorbim despre instituirea stării de urgență în București. Este cazul sau nu? Din cauza gunoaielor se discută pe această temă, încercăm să lămurim lucrurile de la fix.